Tot Pronix aici, bine v-am găsit la un nou episod care îl vom filma tot cu Clash Royale și în episodul de astăzi, desigur, ne vom uita la un replay, wildcard epic și vom busca pe contul de arena 6 să-l ducem de arena 7. Deci avem numai 1, haide să facem mirrorul de 10. Putem să facem mirror de 10, e magia Crăciunului, ăsta e Book of Books. Da, aș vrea așa ceva. Un Book of Books, Book of Cards legendar, ceea ce cred că va fi sezonul următor, adică într-o lună. Într-o lună, așa. Wow, ce fain arată turnul, ne uităm un pic și la battle, pentru că doar ce... Wow, ce e ăsta, ce fain e. Și la tier 30 avem un magic coin, 50 de deste, ok, ne trebuie pentru barbari, ok. E bine, dacă știți ce vreau să spun. Ne uităm, 5 destea, încă 50, încă 5 și da. Bun, donăm și noi aici la clanuțul nostru. Și avem activity log, avem, haideți să ne uităm la asta, a fost, la două ne uităm, da? Deci, haideți să ne uităm la asta și apoi la cel care avea PK de 13 și m-a enervat puțin. Aici băiatul ăsta știa ce a făcut. O să dăm ordoi, doar așa de fun. Am zis că aștept un lumberjack-ul, dar da fireball pe lumberjack. Știți ceva? Mai bine hai să punem pe 1. Deja 1893 viață la turnul meu s-a cam dus pe prăjituri, că dacă știți ce vreau să spun. Juca un deck foarte interesant, tipul, dar da. Am dat, nu știu de ce am dat logul ăsta, 2 elixir s-a dus așa pe nimic. Pe nimicos, dacă știți cum zic eu. Pe nientes. Pus Valcheria, am jucat bandita în spatele turnului și el are bandita, asta e chestia, că și el joacă în dreapta. Păi am jucat Lumberjack. Iar a dat fireball pe el și am băgat Mega Knight-ul. Bun. El, lumberjack-ul, a rămas low. Mă gândeam să bag Remrider-ul, dar am zis că mai bine bag Inferno pentru că știam care Mega Knight-ul. Da. Ce spunem? Și aici, cred că i-am luat turnul, din câte mi-aduc aminte. Sau în a doua bucată, nu. Sau bada, aici i-am luat turnul. Pentru că s-a conectat Inferno-ul, care e foarte, foarte bun. Adică uitați-vă și voi. Dat Electro, cum era să iau și King Tower-ul. Da. Am băgat E-Barbs de 12, da, sunt foarte buni. Și bandit acolo ca să primească dash-ul. L-a dat log. Și acum are Fireball. Acum a deranjat pe mine cel mai tare Fireball-ul ăla. Dar totuși sunt în viață. Elite Kakarian, uitați ce dau. Vă știți că dacă pui un electro pe Fisherman, Fishermanul nu o să poată să tragă electro niciodată la el. Niciodată. Se încarcă și lui Mega Knight-ul. El putea să dea Mega Knight electro, dar n-a gândit-o mult pe asta. Și acum bagă Mega Knight-ul. Da. Știam că o să bage Mega Knight-ul, de aceea eram pregătit cu Inferno. Oh. Da. Am dat loc și asta a fost prima victorie. Nu știu, n-a fost cine știe ce. Am jucat și prostuț că a fost primul meci de astăzi. Haide să... ne uităm și la cea cu Pekka. Asta a fost o victorie foarte grea. Care am reușit să o fac. Avea Pekka de 13. Și... când am văzut că nu pune nimic, la început chiar credeam că e afecat, deci uitați-vă și voi. Vedeam că stă în 10 elixir, am zis, hai să pun eu bandita, cum nici el nu voia să pună, nici eu, cine știe ce a făcut.
Dacă mă grăbeam, poate aveam timp să-i dau mai mult damage la Princess Tower. Și în felul următor, Mantita s-a dus și a dat damage. Da, destul de mult damage, dacă luăm așa. 1800, 1554. După aia am scos Lumberjack-ul, am pus Serem Rider-ul, spatele lui, n-am văzut că e AFK, și acum a scos PK-ul de 13. Bum! N-am mai atins nimic. Și eram în mintea mea PK de 13, în Challenger 1. Și am level 10, și el are level 10. N-am spus că n-are level 10, dar... Totuși, PK de 13, bine, am eu barbarii de 12, imediat îi fac și eu de 13. Dar PK de 13 e mult prea bun. La epice mă gândeam. Comune spică multe, dar epice. Nu știu, Books Epic avea pentru PK el. Bun, teoretic acum avea PK-ul după, asta era chestia. Am băgat Lumberjack-ul. Apă, să știți, dacă bagă Goblin Drill, folosiți Lumberjack pentru că chiar le dă un counter bun. Uitați-vă în stânga. Am luat, cred că, doar un hit la turn. Dar e foarte bun Lumberjack-ul. L-a apărat Goblin Drill-ul. Și aici deja m-am speriat. Când am văzut PK de 13 și n-aveam elixir încărcat, acum am dat zap. Și uitați cât dă de la 2411, uitați cât damage de la turn. Bum. Aș fi putut folosi logul, dar am zis că nu atinge și am uitat că e de 13 și că are viață. Vai de mama mea. Cum a băgat Wizardul și s-a conectat, 1000 viață, iarăși PK. Deci chestia asta mă enerva, nu știu, el cred că juca un fel de PK Cycle, pentru că vedeți că are cărți foarte ieftine de 4, 2 elixir și una de 5 și una de 7, deci da. Aici eram puțin speriat, nu știam ce se întâmplă, de unde apare totul, ce se mai... Și uitați, vedeți, are gobline de 12, Wizardul ăla de 10 nu e mare brânzică, e bun. Și apoi bagă iară PK de 13, ce nasol e să vezi un PK de 13. Și ce fain e să vezi când îi se duce viața așa. Și aici am băgat logul, da, să omoare, să tancheze. Și avea 344 viață. Apoi am omorât Moschetara, n-avea elixir decât Wizardul, dar GG's. Și uite așa l-am bătut. Noroc pur, să zic. Adică, uite, acesta e deck-ul meu. Cu Bowler-ul este boosted sezonul ăsta. Da, interesant. Eu de cât am Bowler-ul chiar? Mi-a umblat iar prietenul meu. Stați un pic să pun by rarity. Așa. La epice ne ducem. Bowler, Bowler. A, cred că e pus acolo sus direct. Stai că sunt eu prost. Da, eu l-am de 8 și ei mi l-au boostat la 10. Da, nu știu. Nu pot să zic că e foarte bun bowler-ul. Nu se joacă nimeni, la clan avem oameni. Nu prea avem oameni, avem challenge-ul. Haideți să dăm un triple cu decul ăsta, un triple elixir. Chiar suntem în 3 base, deci teoretic ar trebui să fie boți. Teoretic, dar practic, nu știu. Adică dacă ești arena 5, trebuie, dacă chiar e să nu fie boss, trebuie să te dea cu de arena 1 sau chestii de genul. Sau arena 3, măcar să fie mai slab ca tine. Cu ăsta are level 10. Hakan Firtina. Nu cred eu că e bot. Am o presimțire că nu e bot. Ok, bai. Bum, peau, pere, pam, bum. Wow. Ok, dă-i la măsea, dă-i la măsa. Ce mă enervează? Are multe elixir. Bine, nu că eu n-am, dar... Mega Knight-ul meu ar putea să-și facă și el treaba. Oh, o ducem foarte bine noi. Mai punem un Mega Knight.
Boom. Ce ne mai trebuie? Oare un gen Skeleton? Niște elit barbari? Pentru Mega Knight aș mai dori un Inferno, că avem doar doi. Well played. Nu știam, credeam că am jucat prost. Știi? Foarte prost am jucat, dacă mă întreb pe mine. Și asta e cel mai forțini emote. Mușchi tatis. Eu strâng acum de aia am așa mulți bani, 16.000, pentru că ca să upgradez barbarii trebuie 100.000. Și na. Cât am? 3.300, da? Până la 5.000 încă 1.600. Da, nu știu ce să zic. Ok, și totuși nu, cum s-ar zice. Hog Rider de 11, e chiar bun Hog Rider-ul. Haideți să facem așa rapid. Să jucăm un 2v2. Cu Hog Cycle. Cu ce Hog Cycle? Să joc Tesla Hog Cycle sau Canon Hog Cycle? Vom juca totuși ăsta. Vom juca Hog Cycle nou. O dai cu goi, un prieten, 5.000 de trofee are și el în cap. Da, cum am avut și eu. Se joacă mult. Să vedem ce joacă nebunei. Ok, dăm un firecracker. Bun loc. Punem Hog Rider-ul acolo. Ok. Ai spirit, log, knight, scheleți, pentru... Oh, stai că n-am gândit-o mult. Și eu joacă tot Hog Cycle. Oh, freaky, freak. Ok, asta nu-mi place. Doi Mega Knights pe turn. Așa, trage-l acolo. Mega Knight-ul, ce mă enervează Mega Knight-ul? Na, meciul ăsta e imposibil să-l câștigăm. Cu tot cu Fireball, Double Hog Cycle, dar n-avem șanse. Nu știu de unde au ăștia atât elixir. Că decul nostru 2.6 și ei au mai multe elixir ca noi. Ceea ce mi se pare prostie totală. Mergem cu un Hog Rider, Double Hog Rider. Să vină Mega Knight-ii. Yeet. Yeet. Yes. Yes. Dă-i, porcule. Dă-i. Așa, mai. Dă-i la muci. Numai că acum vin Mega Knight-ii. Chestia e că noi trebuie cumva să găsim un fel de apărare. Ok, punem scheleții în jurul lui. L-am omorât Larry! Băi, ce bun e Larry! Ok, vom mușca aici. Sparky. O să dăm Earthquake-ul acolo. Pam, pam, pam. Vine prințul, îi dăm un log. Value. Să mușcăm așa. Nebunește, firește. Hâț, hâț, Charlie D'Amelio. Ce Dumnezeu, mă! Ureceilor. Jucați voi contra noi, mă. Cine vă învăța, mă, așa ceva, mă? Oh, trebuie să dau logul aici, knight-ul acolo. Am nevoie de Tesla, repede! Și aici pune Tesla. Na, 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 nu! Yes! Că noroc! Double Hog Rider. Go, 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 go! Da, trebuie să pregătesc ceva, nu știu. Aici. Earthquake, boom. Peu. Am nevoie de Tesla cât de repede se poate. Tesla este foarte important în momentul de față, după cum puteți vedea. Double log, value. Joacă, 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 nu! Da, a fost aproape. Am jucat, cred că același deck.
The Plegen nu vrea. Haide să mai jucăm unul, pentru că a fost distractiv. Fuck cycle-ul vieții. Mamăliguța e de bronzică. Good luck, Clash Gamer. Thanks. Hai să vedem. Oh, nu, nu-mi spune că joc un deck de la Tesla sau Tesla Expo. Cred că aia vrea să joace omul meu. Tesla Expo. Eu am de 9, el are de 10, dar... Wow, wow, wow! Rup, rup, puriram, trebuia să pun aici și să facea King Tower Activation, dar nu mai contează. Ai Spirit, Knight, pac, pac. Perfect, boom, și boom. Perfect, Hog Rider. Wow, Battle Healer. Ok, cartea aia n-am mai văzut-o de mult. Adică am văzut-o, dar puțină lume mai folosește în ultima vreme. Wizardul ăla trebuie omorât. Și chestia e că nu prea moare, pentru că e Battle Healer-ul vieții. Yes, s-a dus. Bun, o să avem nevoie de o Tesla. Da, un pic am întârziat acolo. Ok. Tesla, 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 Tesla. Tesla, Tesla. Deci ne-am copune acolo, puneam mai jos, dar... Na. Nu știu, doar mie mi se pare că se încarcă elixirul atât de greu. Nu știu, zici că a murit jocul la propriu. Să jucăm wow-ul. Oilele. Și papa. Moșării. Ideea e să n-aibă schelet. Ah, nu, joacă Goblin Drill Cycle. Aia joacă. Știu, 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 știu. Cunosc, cunosc. Dacă tot îi trezi King Tower-ul, putem mișca ceva. Ok, porcușorii, veniți aici, porcușorii, veniți aici. Dăm un earthquake acolo. Trimitem scheleții. Hog Rider-ul. Încă un firecracker, perfect. Trebuie să trimit Hog Rider-ul. Da, nu prea-mi place ideea. Chiar l-au nimerit, dar le-am luat turnul. Băieții, castraveții, ce făcuți puioleții? Bun, fireball, bum! Ce trist! Ce trist! Da. Săraci băieți, plâng! Plâng, băiețașii, plâng! Haideți pe ăsta, 1957 avem două battle-uri distanță. Da, luăm și noi de aici bănețiu Laurențiu, punem ăsta de 3 ore, 15 gemuri, yay, sunt gratis, nu știu ce să cer, că nu prea-mi dau nimic, dați-ne Hog Rider, hai să dăm battle, 5-7, vom avea undeva aproape de 90, și după aia, good luck, și după aia vom face. În arena 6 am dat de niște jucători foarte buni, nu știu cum, dar au reușit să mă bată. Bine, aveau Mega Knight Inferno și Electro Wizard în arena 6, ceea ce n-am eu de pe contul secundar GG Boy, în arena 12, aproape 13, dacă nu chiar 13. Și ei au în arena 6. E o nebunie totală. Dă-i, suflă-l. Suflă-l la mucuci. Suflă-l. Dă-i. Easy șampon. Mai învață. Mini peca. Dacă nu te duci, te-am ras. Te-ai ras, păpită, Valkyrie. Nu, și-are scarmii. Eu v-am zis că are scarmii.
Ce joc interesant. Hai, barbarul. Și primul hit incredibil, primul hit din meci. Ce reușită a barbarului, i-a dat 100 damage. E nebunie, toată lumea în extaz, urlă. Da. Ajung meciurile din Arena 6 să fie mai grele ca alea din Arena 13 Challenger 1 pe acolo. Mini PK. Dacă mi se încarcă și mie elixirul, vrei să vii și tu aici? La petrecere? Nu! 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 Și uite așa am pierdut meciul din cauza unui Kennen poziționat prost. Yay! Se facă double elixir, că l-ard. Să mă mai enerveze numai pe mine. Cam aici Hogrider-ul, perfect, aia am și vrut. Să ajungă Hogrider-ul pe partea cealaltă. Bun, aici o să-și cam Wizard. Aici o să-și cam Barbarian Barrel. Bun, perfect. Nimic altceva n-am dorit noi. Oh, freaky freak. Și uite așa ne-a bătut în 30 de secunde. Da, băieți, Arena 6. Nu știu dacă mai are rost să dau battle-uri. Asta e Arena 6, bine ați venit în noua Arena 6, în care e imposibil să câștigi. Ce au făcut Supercell? Nu știu. Vă rog, spuneți-le ceva, e imposibil să câștigi în Arena 6. Am mai încercat, o să mai încerc, nu merge, băieți, nu merge. Și uite, așa m-a bătut. Este pur și simplu imposibil. Imposibil. M-am mai chinuit acum câteva zile și de asta am zis poate reușesc pe videoclip, dar nu. Chinezoi, superb. Chinezoi, ce-mi trebuia mai mult? Valkyrie de 7. La noastră de cât e? Tot de 7. Vai, ce mare brânză am făcut. Ial, bine. Hai, Hog, du-te. Du-te că ai Valcheria lângă tine. Nu poate să-ți bage scarmii. Ba, poate, aparent. Poate să-ți bage scarmii. Trebuie să fie țigan. Nu mă pot apăra în ambele părți. Ce joc ăsta. Mai bine mă apăram la Wallbreakers. Două hituri. E bine totuși. Vedeți? Ăștia jucătorii din Arena 6. Joacă mai enervant ca ea. Bine, nici n-ai cărți bune. Asta e problema. Măcar de avea niște cărți, ok, cât de cât, ok, măcar. Dar n-ai. Pentru că așa funcționează viața. Fireball. Băi! Lasă-mă în pace! Fireball-ul tău! Vedeți? De asta nu-i bine să te joci Clash Royale în Arena 6. În Challenger 1 unde sunt eu acum e bine, poți să știi. Poți să știi că mi-e chiar bine, fii atent că intră în tur. Deci eu nu mai suport jocul ăsta, e un chin. Este un chin. Propriu zis. Pot să am eu ce vreau. Na, GG's. Mini P.E.K.K.A. Vin aici, măi. Șobolan urât. Șobolan. Dă-i mai repede, băi! Dă-i mai repede că te sparg. Uite-l. Bă! Las-o, bă, viața! Lasă viața, că nu-i de tine, băi! Șamponescu, puiulescu. Fii atent care scarmi. Băi! Lasă-mă în pace!
să mor eu. Să mor eu. Deci dacă nu-l bat, eu... No, GG's. Singura variantă ar fi Baby Dragon și Hogrider-ul să o ia pe partea asta. Ia uite-l, alt Inferno Tower. Cum a știut că-l pune în margine? Ce copii care n-au altă, n-au viață. Vino aici, vino aici. Nu, că nu mai vreau să-l las să se conecteze. Du-te, hogule, du-te, 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 du-te! Uite-l. Dă-i un hit. Bravo, bravo, aia-i. Nu vreau mai mult de atât, nimic. E bine, un hit e perfect. E perfect. Yes. Nu, m-a bătut. Yes. Nu m-a bătut. Oh my God. Cât noroc, băieți, cât noroc. Am crezut că se conectează wallbreakers-urile. Wow, eram la milimetru să pierd meciul ăsta. Nu știu cum am reușit. Adică, imaginați-vă. Eu... Ce Dumnezeu, și dacă un cycle? Să joace un cycle ceva, Expo Cycle? Știe să tragă cărțile? Las că și eu știu, nenică. Las că și eu am învățat la școală. Perfect, mi se pare complet bine ce a făcut. Mi-a dat King Tower Activation, eu sunt mulțumit. Sunt mulțumit și cu damage-ul care l-am dat la turnurile lui. Da. Complet mulțumit. Adică chiar mai mulțumit decât credeam că o să fiu. 2. Să se ducă mini P.K.-ul. O să pună Valkyria să mi-l tragă. Sau nu o să pună Valkyria să mi-l tragă. Ce dă Wizard-ul? Știți ceva? Cred că ne ducem direct din King Tower. Adică uitați-vă la viața King Tower-ului lui. Balon. Ok. Asta nu mi-a prea plăcut. Balonul aici, bine. Oricum nici mai contează pentru că e cam GG man. E cam GG man. Poate să încerce el toate cărțile care le vrea. E GG, man. 300 HP. Nu am pus bine Wichu pentru că dă DM și la... Sau nu dă? Apare nu dă. GG's. Da. VJ. Că ne mai trebuie. 959 la 6. De era de un win. 92. Ok. La un win de arena 7. Haideți, băieții, că se poate, măcar arena 7, băieții. Băieții castraveții, good luck. E level 6.
Tokinezoi. De ce Tokinezoi? Sunt cumva pe regiunea China? Mă și uit după meciul ăsta. Aparent sunt. Ah, știam, bă. Chinezoi Trolangiu. Chinezoi Trolangiu. Oh, chinezoiule, bătaie ce-ți dau eu ție. Bătaie ce-ți dau eu ție. Bătaie ce vrei tu. Vrei bătaie și nu știi cum să mi-o spui? Nu-i nimic, dacă te ajute un pic cu alfabetul, bătaie. Bun, turnul ăla 62 HP. Nu să încercăm să ne axăm prea tare pe el. De aceea vom face ok, sau poate că va trebui să ne axăm un pic pe el. Cum? Cum? No, 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 no. Ok, măcar prințul a dat un hit. Nu, nu, mi-a turnul. Fiți atenți, chinezoi împuțit. Chinezoi împuțit, ce ești? Băi, chinezule, băi. Lasă-o mai ușor, fra, lasă-mă. Frate, bă. Oh, Inferno Dragon. Ce-mi trebuia mai mult? Ce-mi trebuia mai mult? Exact ce-mi trebuia mie acum, nu? Exact Inferno-mi trebuia. De ce merge strâm Inferno-ul? Yes. Și dă damage. Ha! Și și-a damage Inferno. A murit. Perfect. Perfecto mi amore. Perfecta mi amore. It's my life. 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 Ok, foarte riscant. Nu-mi place cum joacă. Bă, dar de ce îi place să joace ca un canibal? Băi! Na, Gigi, m-a bătut. Chinezoi. Chinez, urât. Vedeți de ce nu-mi plac mie chinezii? Pentru că au Inferno, Dragon și cărți care nu pot fi oprite. La propriu. De asta nu-mi plac mie chinezii. Și acum dă Fireball, hă? Trebuie să bag Hog Rider-ul repede, repede, du-te, 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 du-te. Mai are un prinț. Aia e chestia, cu prințul ăla. Dacă n-ar avea prinț, n-aș fi avut probleme cu el. Nu. Nu. Ok. Să se conecteze la Kenan, ok. Se ducă mini P.E.K.K.A. Se bage Inferno, uite-l. Yes. Yes, Hogu. Bine, Hogu. Yes, suntem arena 6. Incredibil.
E 7, scuze. Let's go, baiti, let's go. Gigi, ce special offer avem? Ne interesează? Și, 3 muschetare le instant deja. Superb. Arena 7. Câtă fericire pe noi. În sfârșit. Da, și cam atât a fost și cu episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, să vă abonați dacă nu sunteți abonați. Și ne vedem episodul viitor. Pa!